În această ediție voi vorbi despre un subiect delicat, dar care merită toată atenția. Se spune că boala începe în stomac, iar moartea în colon. Iar fără curățarea lui, nu este posibilă vindecarea niciunei boli. Un colon curat presupune scăderea riscului apariției unor boli, precum cancerul, reumatismul, atrofierea sistemului nervos și bolilor de inimă. Consumul de alimente sărace în fibre, precum proteina animală și mâncarea procesată, plus alți factori de mediu, duce la acumularea de toxine în intestine. Rolurile principale ale colonului sunt absorpția apei și a electroliților și depozitarea materiilor fecale până la eliminarea lor. Sub acțiunea florei bacteriene, la nivelul intestinului gros, are loc și sintetizarea unor vitamine din complexul B și a vitaminei K. În timpul digestiei, intestinele se contractă pentru a mișca alimentele prin tractul digestiv. Această contracție este numită peristaltism. În cazul încetinirii apare constipația. Dacă deșeurile rămân prea mult timp în colon, pot apărea unele complicații, cum ar fi fisurile anale și hemoragii. De asemenea, constipația duce la creșterea concentrației de substanțe toxice. Stagnate în colon, acestea sunt preluate de sânge și introduse în circulație, ceea ce explică instalarea unor simptome precum oboseala, iritabilitatea, scăderea energiei, somnolența, mirosul neplăcut al gurii, al transpirației. Dacă primele simptome ale constipației sunt ignorate, pot să apară probleme de sănătate mult mai grave. Afecțiuni ale stomacului, boli hepatice, cardiace, renale, chiar obezitate. Formele ușoare de constipație pot fi rezolvate doar prin schimbarea dietei și a stilului de viață. Cel mai indicat în curățarea colonului este să bei multă apă. Sucul de lămâie adăugat în paharul cu apă este excelent în acest scop, deoarece lămâia are în componența sa proprietăți de purificare a organismului. Ceaiul verde este deja cunoscut pentru însușirile sale diuretice și detoxifiante. Fibrele ajută la eliminarea resturilor din colon și la păstrarea sistemului digestiv sănătos. Compania ProSanitas Farm oferă un produs unic, Colon Clean Silva Slim, eficient pentru menținerea greutății, purificarea intestinală și detoxifiere. Acest produs este 100% din ingrediente naturale și conține atât fibre solubile cât și insolubile. Sfeclă roșie, tărâțe de grâu, semințe de in, pudră de cidru de mere, turmeric, chimion negru, salvie, rozmarin, angelica chineză, vitaminele C și D. Datorită conținutului ridicat de fibre, Colon Clean își mărește volumul de câteva ori prin absorpția de apă și reușește să înlăture rezidurile toxice acumulate în intestine și pliurile colonului. Stimulează peristaltismul, reduce balonarea, îmbunătățește digestia, reduce greutatea și pofta de mâncare, crește metabolismul, previne spasmele intestinale, are priorități antioxidante și previne cancerul de colon. Punem o lingură de Colon Clean, după care adăugăm apă, să fie un pahar de apă sau jumătate, este suficient. Apa trebuie să fie caldă la temperatura camerei, exact. Dacă nu doriți cu apă, puteți adăugați iaurt de cresat, așa. Are un gust deosebit, o aromă plăcută. Această băutură o consumăm de 3 ori pe zi, deci cu jumătate de oră înainte de masă. După ce ai consumat Colon Clean, așteaptă 15 minute și bea un pahar cu apă pentru a ajuta organismul ca să elimine mai ușor rezidurile toxice. Se recomandă folosirea produsului timp de 10 zile și repetarea cursului de 4-5 ori pe an. Pentru eliberarea colonului de impurități, cel mai bine este să apelați la remedii naturiste și să evitați laxativele sau clismele. Laxativele irită țesuturile sensibile ale tubului digestiv și au câteva efecte adverse. Pierderea potasiului, reducerea motilității, acțiune nefastă asupra rinichilor. În plus, laxativele usucă intestinele și cauzează deshidratarea întregului organism.
O alimentație corespunzătoare, bogată în fibre și consumul de apă, este drumul sigur către creșterea nivelului de energie, eliminarea constipației, diminuarea balonării și chiar scăderea în greutate. Nu uitați să faceți exerciții fizice, deoarece mișcarea stimulează peristaltismul intestinal și duce la eliminarea toxinelor acumulate în organism. Mă numesc Galina Tomaș și sunt gata să te ajut să duci un mod de viață sănătos. Scrie-mi la adresa galina@unica.md. Pe curând!